Cocoși, iepuri, porumbei, ponei, patrupede mari și mici. Acestea au fost o parte dintre vedetele evenimentului Animal Fest organizat de Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad. Numărul celor veniți pe stadionul agronomiei din Copou a depășit așteptările organizatorilor, care și-au propus să le reamintească vizitatorilor importanța îngrijirii și protecției animalelor. Suntem la a patra ediție a Animal Fest by USV Iași și ne bucurăm să constatăm că devine un eveniment tot mai popular, pentru că avem foarte mulți vizitatori deja de la deschidere și asta, sigur, datorită programului pe care l-am anunțat, un program care include demonstrații de dresaj și concursuri de frumusețe cu câini, cu pisici, avem dresaj de cai, avem animale de fermă în același timp, dar și păsări și reptile și insecte exotice, oricum foarte multe specii, pentru că dragostea față de animale este mare. Cei mai captivanți au fost copiii. Copilul este încântat de iepuraș. Ați venit mai mult pentru cel mic, da, nu? Sigur. Dar ne place și nouă. Și a mai fost mielul cel salvat? Da, a fost la miel. Cum se simte prietenul tău la Animal Fest? Da, își dorește cu disperare să-și găsească o familie. E spre adopție? Da. Este din adăpostul Tomești, este spre adopție, este un mascul în vârstă, nu aș putea să zic exact vârsta, dar este foarte docil, este prietenos, după cum vedeți, și cu copiii se înțelege de minune. Vine și de la adăpost, de regulă se mai adoptă câini în ultima perioadă? Se adoptă, dar din păcate nu, pe cât se abandonează, asta este marea problemă. Suntem într-o relație de colaborare cu Universitatea de medicină și agronomic și medicină din Iași și cu alte ocazii când își organizează aici într-un cadru deosebit diferite expoziții, târguri cu produse și nu numai. Și astăzi, chiar dacă vremea nu ne ajută foarte tare, dar ne bucurăm de o participare extraordinară care părinți, copii, animale de companie și nu numai. Un punct de atracție major al evenimentului a fost reprezentat de demonstrațiile de dresaj canin, susținute de membrii ai Poliției Române și a Poliției de Frontieră. Câinii, antrenați pentru diverse misiuni de securitate și salvare, au prezentat exerciții spectaculoase demonstrând abilități remarcabile de agilitate și detectare.